În primele două weekenduri din cadrul celei de-a 11-a ediție a Cupei Viva Activ au participat peste 1000 de copii de la 80 de echipe din țară. Meciurile s-au disputat în sălile de sport din Buhuș și Blăjești. Clubul de fotbal ACS Juniorul Suceava a reușit să obțină 3 medalii la competiția din județul Bacău. La categoria 2015 elită, jucătorii conduși de pe margine de Daniel Bostan și Bogdan Pantea s-au clăsat pe primul loc, învingând Sportul Onești, FC Bacău, Gloria Roman și Atletico Bacău. Medalii de aur la elită au obținut și copiii născuți în 2016 de la ACS Juniorul Suceava. La această categorie, podiumul a fost completat de gazdele de la Viva Activ Buhuș și de harghitenii de la Minerul Bălan. La 2017, clubul sucevan a câștigat argintul după o finală pierdută în fața Academiei 82 Iași. Atletico Bacău s-a clasat pe locul al treilea. Cea de-a 11-a ediție a Cupei Viva Activ se va încheia la finalul acestei săptămâni, odată cu disputarea meciurilor de la categoria de vârstă 2012.